Este ora 14, bine v-am regăsit. Știm ce taxe și impozite vor crește de la 1 octombrie. Știm și cât va crește costul vieții după ce intră în vigoare aceste măsuri, pentru că un lucru e cert, foarte multe se vor scumpi. Chiar și mâncarea, care este deja foarte, foarte scumpă. Pachetul ăsta de măsuri fiscale publicat astăzi, în fine, pare că e îndreptat împotriva mediului de afaceri. Asta e concluzia analiștilor economici independenți pe care îi veți auzi în minutele următoare. Mediul de afaceri se întreabă oare unde au fost liberalii ăia în care aveam încredere atunci când s-a scris acest pachet. Păi haideți să vă arătăm cu ce se îndeletnicesc liberalii în ultimul timp. Un film despre racolările masive pe care le face PNL în aceste zile. Rar mi-a fost dat să văd ceva mai penibil. Uitați-vă și dumneavoastră că veți râde cu siguranță. Bună ziua, domnule președinte. Am venit să mă alătur echipei dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru încredere, domnule primar. Am decis acest lucru împreună cu toată echipa PSD Prigoria. Hai la Vă salut, domnule președinte, sunt aici pentru a continua alături de echipa PNL Gorj. Vă așteptam de mult acasă. Urdărenii mei v-au susținut de fiecare dată. Eu nu pot decât să le respect decizia lor. Vă mulțumesc, hai la treabă! Domnule președinte, atât eu și locuitorii Comunei Ionești respectăm prea mult ca să putem face parte din altă echipă. Domnule primar, cu dumneavoastră în echipa PNL Gorj, locuitorii Comunei Ionești au garanția că localitatea se îndreaptă în direcția bună. Hai la treabă! Hai la treabă! Domnule președinte, cred că este momentul și Bolboșu să vină alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule primar. Tot timpul am avut o relație specială cu oamenii din Bolboș. Hai la treabă! Hai la treabă! Gata cu surprizele pentru astăzi. Continuăm în perioada următoare. Hai la PNL, hai la treabă! Da, hai da treabă. S-au pus pe treabă și au lovit puternic în mediul de afaceri prin măsurile astea fiscale. Ne întrebăm dacă vreun liberal, alții decât oamenii ăștia din teritoriu, știți ce s-a întâmplat în Gorj? PSD-ul i-a racolat pe toți cei din PNL. Cei din PNL vor să arate acum că li se întorc acasă fii rătăcitori, domnii pe care i-ați văzut. Dați-mi voie să le mulțumesc invitațiilor mei. Adrian Negrescu este în legătură directă. Adrian Negrescu, bună ziua, mulțumesc mult! Bună ziua, hai la treabă! Da. Domnul Gheorghe Alomințeanu, fostul ministru de finanțe, PMP, bună ziua, domn ministru, sper că v-a plăcut filmulețul de mai devreme, extraordinar, da? Domnul Bogdan Matei... Să fugim! Să fugim, da. Bogdan Matei, senator al PSD. Bună ziua, domnule senator, vă mulțumesc mult și dumneavoastră. Bună ziua și spor la treabă. Spor la treabă, exact. Domnul Adrian Unde, Negrescu... la PNL sau la PSD? Nu știu. Adrian Negrescu, hai să le luăm pe rând, pentru că măsurile pe care le vedem astăzi, tot aud analiști economici vorbind pe diferite medii din această dimineață, mediul de afaceri e foarte nemulțumit de ce a ieșit din toată povestea asta și aveau speranța că liberalii vor fi cei care vor avea un cuvânt de spus în favoarea lor. Vedem cu ce se îndreptnicești liberalii, sunt puși pe treabă oamenii, nicio treabă însă cu finanțele mediului privat, nicio treabă cu perspectivele reale de creștere ale acestei țări. Pot spune că a ieșit o șaurma fiscală cu de toate, ca să zic așa, pe care vom fi nevoiți să o înghițim de acum încolo, fiecare cu după cum puterile lui. Da. Probabil multe companii vor ajunge la urgență cu toxinfecție fiscală de pe urma acestor taxe, pentru că multe dintre taxele astea sunt nocive, nocive, extrem de nocive pentru economie, de la creșterea, de triplarea impozitului pe micro-întreprindere de la 1 la 3%, da? La introducerea acelei taxe de 1% pe cifra de afacere a băncilor, a marilor companii, o chestie care, din punctul meu de vedere, va genera multiple semne de întrebare investitorilor care vor să intre în țara noastră și să vor să creeze locuri de muncă și să dezvolte afaceri în România. Efectele le știm deja, sunt inerente, creșterile de taxe întotdeauna generează creșteri de prețuri pe toate lanțurile economice. Din păcate vom vedea și foarte multe firme închise, mai ales din zona micro-întreprinderilor și din păcate vom vedea și pierderi de locuri de muncă și se va întâmpla acest lucru pentru că și așa economia este puternic lovită în această perioadă de inflație. Am văzut producția industrială care scade de la lună la alta
aumentat tot mai mult, vertiginos. Consumul principal, un motor al economiei, este gripat de câteva luni încoace și tu vii și crești taxele. Poate trebuie să învățăm din ei în exemplu altor țări, de pildă din Germania, da? Principala economie europeană, a cărui ministru de finanțe a anunțat foarte clar faptul că nu va crește taxele și impozitele, cu toate că exista această tentație, pentru că își dea seama de efectele unor asemenea măsuri, motiv pentru care reduce drastic cheltuielile bugetare. Știți ce înseamnă, apropo, reducere de cheltuieli bugetare în 2023 în această lege pentru care premierul își va asuma răspunderea în Parlament? Vă spun ce scrie în document. 631 de milioane de lei, raportat la un deficit bugetar de 50 de miliarde de lei în momentul de față. Deci nici măcar 1% nu sunt reduceri de cheltuieli bugetare față de cât ar fi necesar. Nici măcar 1% reduceri de cheltuieli bugetare și vă vom arăta cum este păstrat tot mecanismul de privilegii pentru clienții de bază ai sistemului bugetar. Bun, domnul Ianomițeanu, haideți să le luăm pe rând. Toxinfecție alimentară, toxinfecție fiscală, asta vor face firmele după ce vor intra în vigoare aceste măsuri. Văd că acei secretari de stat care ar fi trebuit să plece nu pleacă de la 1 octombrie, pleacă de la 1 ianuarie. Adică taxele și impozitele cresc de la 1 octombrie, dar ei mai stau câteva luni să-și găsească și oamenii de lucru, să nu rămână șomeri. Să nu rămână șomeri, că și așa n-au nicio legătură cu realitatea. Au fost numiți pe posturi pe prietenii politici. Dar ce actuala guvernare, coaliție, în loc să analizeze de ce suntem în această situație cu deficit foarte mare, greu de finanțat, și anume din cauza creșterii cheltuielor nejustificate, merg în continuare cu acele cheltuieli și lovesc în mediul de afaceri. Și în primul rând în capitalul românesc, prin supraimpozitare, deși domnul Ciolacu ne-a prezentat programul de guvernare și avea principal pilon patriotismul economic. Deci trebuie să vină cu alt program de guvernare și anume cu măsuri care să lovească în capitalul românesc și nu să ajute capitalul românesc. Chiar domeniile principale ale agricultura, construcțiile și industria alimentară, motoare de creștere economică. Și spunea domnul Negrescu foarte bine, consumul a scăzut și tu lovești în industria alimentară, lovești în agricultură. Iar construcțiile au fost principalul motor de creștere economică în ultimul timp. Mai grav este că transmiți un mesaj atât de prost către investitorii străini. Îi acuze anticipat de evaziune. Și băncile, și marile firme. Păi vă dați seama că multe firme, multe bănci sunt cotate pe piața bursieră și în momentul în care se află că în România aceste firme fac evaziune, s-ar putea să aibă o problemă pe cotația bursieră. Păi le acuze anticipat, plus o dublă impozitare în cadrul băncilor. Că puteau să vină aici și cu o altă metodă de impozitare, dacă au obținut profit excepțional mai mare decât înainte de criză, puteau să vină cu o cotă de impozitare. Iar legat de cheltuielile bugetare, e o poveste. Ele vor crește în continuare și eu vă spun foarte responsabil. Nu vor acoperi gaura din buget, au bulversat întregul mediu de afaceri și vor crește prețurile și va scădea puterea de cumpărare. Iar tu să lovești în principalele domenii de activitate unde trebuia să vii cu niște scheme de ajutor de stat, iar prin anularea facilităților fiscale se scad veniturile salariale. Și sigur că guvernul, sigur, că vine cu o soluție să mai dea o dată în mediul de afaceri, să mărească salariul minim încât salariatul să nu simtă. Dar vor dispărea multe locuri de muncă și mulți români vor pleca în străinătate. Deci mediul de afaceri a fost lovit și nu mai poate să spună că în România este așa un mediu prielnic pentru investiții. Pentru că din start ești acuzat că faci evaziune fiscală. Lucru foarte grav din partea unui guvern. Acum, răspunsul dumneavoastră, domnule Matei, ce ați avut cu mediul de afaceri? Nu am avut absolut nimic. Am ascultat cu foarte mare atenție ce au spus cei doi invitații dumneavoastră.
Însă eu cred că trebuie să plecăm de la o simplă premisă. Nimeni nu acuză mediul de afaceri că face evaziune fiscală, însă cred că e foarte important să creăm și mecanismele necesare pentru a controla și a ști foarte clar dacă într-adevăr există sau nu această evaziune fiscală la care s-a făcut referire. Însă trebuie să plecăm totuși de la o realitate pe care ne-am asumat-o în fața Comisiei Europene, și anume aceea de a ne încadra în angajamentul făcut de 4,4% din PIB. Prognozele ne arată foarte clar că dacă vom continua pe același drum, și aici mă refer și la reducerile bugetare, aparatul de stat și aparatul de stat central, dar și local, cât și ceea ce avem astăzi din punct de vedere al facilităților fiscale, sigur că ne vom duce undeva către 6,80 și ceva la sută din PIB, ceea ce va duce la o penalizare din punct de vedere al fondurilor europene pe care România ar trebui să le atragă în această perioadă. Deci, plecând de la această realitate, cred că era nevoie urgentă de a face o astfel de reformă, dincolo de discuție dacă măsurile vor fi sau nu cele mai corecte pe termen lung, pentru că din acest punct de vedere eu sunt convins că se va face o analiză trimestrială, astfel încât să vedem dacă cele prezentate de invitații dumneavoastră se vor adeveri. Eu am convingerea că nu, însă ceea ce este foarte important este pentru că pentru prima dată după foarte mulți ani avem totuși o reformă a ceea ce înseamnă sistemul bugetar din România, chiar dacă pe alocuri observațiile colegilor au fost unele poate pertinente în ceea ce privește sumele și cifrele cu privire la bugetul de stat, însă eu sunt convins că este un început corect. Iar România are nevoie de o astfel de reformă când vorbim în primul și în primul rând despre aparatul de stat și, bineînțeles, mai apoi măsurile cele prezentați și dumneavoastră către mediul de afaceri, dar important este că dacă am... O să pun o întrebare, o întrebare din partea domnului Alumințianu, vă rog. Da, domnul ministru, vă rog. Domnul senator, a spus că dumneavoastră luați măsurile acestea ca să vă încadrați în 4,4%. Vă încadrați în 4,4 până la sfârșitul anului și la anul ieșiți din procedura de deficit excesiv de 3%, pentru că domnul Ciolacu a negociat la Comisia Europeană creșterea deficitului bugetar și prelungirea procedurii de deficit excesiv în 2025. Da, pe cifre nu aș putea să vă spun dacă România se va încadra sau nu, pentru că ar însemna să fac o declarație ce nu are un fundament. Că... Nu. Vă rog. Păi, dar nu e nimic cu cifre în pachetul ăsta. Mai... Până și domnul Istărescu spunea că ar fi vrut să vadă mai multe cifre, că în toate aceste calcule care vizează viitorul unei țări, e nevoie de cifre. Cifrele nu prea au stat la baza studiului care ar fi trebuit să reprezinte, nu știu, socru acestor măsuri fiscale. V-am întrerupt, vă rog, continuați-vă ideea. Da, iar eu sunt convins că, în primul rând, dacă tot ceea ce s-a scris în această ordonanță de guvern din punct de vedere al măsurilor pentru sistemul bugetar, vom aduce un surplus la ceea ce înseamnă bugetul consolidat al țării, care cu siguranță că se va regăsi în investiții, iar pentru ceea ce înseamnă reducerea în domeniul construcțiilor și agriculturii, pentru că am avut două facilități fiscale, să știți că guvernul, înainte de a lua aceste măsuri, a și creat ceea ce înseamnă sprijin pentru cele două domenii, atât pentru construcții cât și pentru agricultură. Deci, din acest punct de vedere, cred că se merge în paralel și este o decizie corectă. Acum, cred că nimeni nu poate să preconizeze câte firme se vor închide sau câte firme se vor mai deschide în România, pentru că, din punctul meu de vedere, este foarte greu de preconizat astăzi, în momentul în care suntem. La asta cu deschisul, nu suntem foarte convinși că se vor mai deschide așa ba multe firme. Se vor deschide că asta sau cum? Se vor deschide că asta e pragul ăla de 60.000 de euro, adică să ai impozit de 1% pe cifra de afaceri. Adică se vor căuta măsuri de optimizare fiscală. Optimizare, da, de acord. Haideți să vedem, pentru că spuneam puțin mai devreme, tot acest pachet duce la scumpiri. Scumpiri ale costului vieții în general, scumpiri inclusiv pentru alimente. Domnul Ciolacu a fost întrebat de jurnaliști cum se descurcă, ce ar face cu 100 de lei la cumpărături. Haideți să vedem răspunsul său. Urmează astăzi. Mergeți la cumpărături. Ce cumpărați cu 100 de lei? Ce am nevoie? Ce aveți? Și dumneavoastră. Sunt pâine. Ce
și am nevoie. Zahăr. Mă rog. Astăzi un incident a avut. Nu am înțeles întrebarea, scuzați. Eu cred că pot cumpăra consistent. Consistent, de 100 de lei. Adică mai cere și bon fiscal. Da, da. Ni se alătură și domnul Dragoș Frumosu. Domnule Frumosu, mulțumesc. Pachetul ăsta de măsuri fiscale, înțeleg că va duce la scumpiri în supermarketuri. Explicați-ne, cum vom resimți la cumpărăturile de zi de zi aceste decizii? Mi se pare foarte normal, atâta timp cât actualul premier cu 100 de lei cumpără consistent și poate vrea să nu se mai întoarcă și cu bani în buzunar, când am avut până nu demult un premier care nu știa cât costă o pâine. Atenție! Premier al României care nu știe cât costă o pâine. Hai, nu consum pâine, dar cumper pentru părinte, cumper pentru un copil, pentru, presupun că iei pentru cineva la un moment dat. Sigur că toate aceste măsuri care sunt gândite acum și care sper ca multe dintre ele să nu se pună în practică, vor conduce la creșteri de prețuri. Este evident pe fondul scăderii în continuare a puterii de cumpărare, că auzeam mai devreme despre unele măsuri luate în construcții și agricultură. Da, au fost luate la un moment dat, a venit și un sprijin din punct de vedere al veniturilor sau pentru veniturile celor care lucrează în aceste domenii, care acum într-un procent destul de mare se aliniază salariilor din țară, deci este eliminată una dintre taxe consistente care duce la scăderea veniturilor angajaților. Și acum vă spun ceva, în momentul în care se elimină acea taxă, iar angajatul respectiv până ieri a avut un venit pe care nu-l mai are de mâine, ce va face? Sigur că va sări pe angajator sau va pleca în altă parte și probabil că va pleca din țară ca să câștige mai mulți bani. Dacă angajatorul dorește să-l țină, trebuie să-i dea acea diferență, să compenseze într-un fel. Acea diferență se va regăsi în costuri. Regăsindu-se în costuri, se vor regăsi în prețurile mai mari ale produselor respective. Pe de altă parte, sunt o serie de măsuri fiscale. Acum, știți ce se întâmplă? Eu sunt intrigat, în primul rând, de altceva. Sigur, e clar și normal că avem bani, nevoie de bani la bugetul statului. Dar nimeni nu ne explică de foarte mulți ani de zile de ce s-au făcut împrumuturi care au ajuns să depășească jumătate din PIB-ul României și pe ce s-au cheltuit acei bani. Pentru că n-am resimțit nimic în viața noastră, în economie, în viața socială, nu se simte absolut nimic în urma acestor împrumuturi pe care le vor plăti și nepoții nepoților noștri dacă nu ajungem într-o altă situație economică, ferească Dumnezeu. Pe de o parte. Pe de altă parte, n-avem bani la buget, datăm sau facem niște creșteri pe anumite zone sau acceptăm niște datorii mai mari în anumite zone. Deci sunt niște lucruri contradictorii și nimeni, de fapt, nu ne spune un adevăr cum stăm și care este interesul. Pentru că eu de fiecare dată spun un singur lucru. Când îl aud pe președinte, sau l-am auzit, sper să nu-l mai aud pe președintele României, că va face tot ce-i stă în puteri ca să salveze agricultura Ucrainei, îmi vine să nebunesc, o distrugem pe a noastră. Și atunci stau și mă întreb la ce conduc sau unde conduc aceste măsuri care, din punctul meu de vedere, nu fac altceva decât să ne distrugă din punct de vedere social și economic. Dacă cineva îmi spune că dacă sprijinim agricultura Ucrainei, România va trăi mai bine, mă înclin. Sunt de acord să fim solidari. Sunt de acord, suntem membri ai Uniunii Europene, suntem membri NATO. Trebuie să respectăm niște principii, trebuie să ținem cont de foarte multe lucruri, dar nu să-ți distrugi economia unei țări. Bun, acum, Adrian Negrescu, vom avea scumpiri în lanț, micile afaceri vor fi taxate, privații sunt cei care vor simți, în primul rând, povara acestor măsuri fiscale și spuneai că în scurt timp, foarte plastic, așa cum n-ai obișnuit să te exprimi, va fi o toxinfecție alimentară în mediul privat, care va duce la ce? La terapie intensivă? La detoxifiere? La ce va duce?
Din păcate, la terapie intensivă și probabil multe dintre companiile din România vor funcționa pe perfuzii în perioada următoare, perfuzii financiare asigurate din bugetul acționarilor, pentru că din împrumuturi nu poți să te împrumuți, că băncile au niște dobânzi care sunt atât de mari încât nu te apropii de ele și niște condiții de creditare imposibile pentru majoritatea companiilor românești. Creditul furnizor, principala modalitate prin care se finanțează firmele în România, adică eu îți dau marfă, tu mi-o plătești la câteva luni, dar nu mai funcționează și de aceea vedeți magazinele astea de cartieri micuțe, că nu prea mai au marfă pe galantare, pentru că ar trebui să o plătească din start ca după aceea să o vândă. Adică ajungem într-un blocaj financiar de proporții din care fiecare se va salva cum poate. Deja se vede un sentiment de dezintermediere în economie, adică oamenii nu mai deschid linii de business, nu se mai fac investiții, nu se mai angajează foarte mulți oameni și inclusiv portalurile de angajări din România raportează acest lucru, că nu se mai registrează foarte multe cereri de forță de muncă. Ne ducem în recesiune, spre asta ne ducem, iar recesiunea asta înseamnă pierdere de locuri de muncă, înseamnă scăderea activității economice și mai departe probleme pentru statul român. Știți care va fi rezultatul? Vine FMI-ul la București, vine zilele următoare și probabil la mâna FMI-ului vom ajunge, pentru că toate aceste măsuri fiscale pe care le vedem în momentul de față nu vor face altceva decât să sape și mai adânc groapa asta a economiei românești. Bine, domnule Matei, domnule senator, ne veți spune că FMI-ul nu vine ca să intre România din nou în era în care eram împrumutate la FMI, dar vă întreb eu pe dumneavoastră, dacă îmi permiteți, de ce aveți nevoie de UDMR acum? Domnul Ciolacu se știe, vrea să-și asume răspunderea asupra acestor măsuri fiscale. Primul pas pe care l-a făcut a fost să se întâlnească în această dimineață cu reprezentanții UDMR. Vă temeți că vă vor trăda colegii liberali? Nu știu dacă mai suntem în legătură directă cu domnul senator. Mă auziți? Da, vă aud, vă rog, vă ascult. Mulțumesc. Nu, nici vorbă de așa, de un astfel de scenariu, că ne temem de anumiți colegi. Mai mult, președintele Ciolacu a și declarat foarte clar că dacă jumătate plus unul din colegii din PNL nu susțin aceste măsuri, atunci drumul nostru este unul separat. Deci, din acest punct de vedere, nu avem niciun fel de emoție că dacă trece sau nu trece. Cred că coaliția este destul de matură, astfel încât să nu avem niciun fel de emoție la votul pe care dumneavoastră l-ați menționat. Bine, este și atunci, de ce v-ați întâlnit cu UDMR? Pentru că dintotdeauna Partidul Social Democrat a avut o relație corectă și onestă cu UDMR și mi se pare normal ca cei doi președinți să se vadă și să discute această problemă când vorbim de un vot în Parlamentul României, iar eu sunt convins că aceste discuții vor continua și cu alți lideri de partide politice aflate astăzi în Parlament. Este doar un exercițiu democratic corect și onest. Bun, înțelegem până la urmă, domnule Domitianu, că dacă aceste măsuri nu acoperă gaura bugetară, nu exclus să se ia și alte măsuri. Iar atunci când vorbim despre măsuri, deja ne-am dat seama că vorbim despre taxe mai mari și despre împovărarea românului de rând, nu neapărat a bugetarilor sau a aparatului bugetar. Nu vor aduce aceste măsuri mai mulți bani, va crește evaziunea fiscală și ar fi bine actuala coaliție de guvernare să analizeze ordonanța 34 din 2009, când iar a venit cu impozitul minim actuala, guvernarea de atunci, PSD-PDL, și nu mai a iritat întregul mediu de afaceri și populația. Și ați văzut unde s-a ajuns cu reducere și de cheltuieli cu salarii și majorarea TVA-ului. Deci nu vor aduce aceste măsuri, mai mult irită mediul de afaceri și populația și va crește și evaziunea fiscală, vă spun din experiență, pentru că sunt reații. ANAF-ul e pus în ghilimele, nu funcționează și prin majorarea unor taxe la produse cu conținut de zahăr și în domeniul alcoolului și tutunului nu vor strânge mai mulți bani, acolo evaziunea e foarte mare, iar în urma reformării ANAF-ului de către Victor Ponta, această instituție e mult mai slabă. Iar legat de Fondul Monetar Internațional, sigur că e o vizită în cadrul regulamentului, dar se va uita pe aceste măsuri și o să ajungă la concluzia că nu va avea, aceste măsuri nu vor avea un impact bugetar major să reducă deficitul și s-ar putea Comisia Europeană să spună să se ia măsuri suplimentare pentru a se reduce deficitul bugetar. Cu acesta
Sper să nu se întâmple, dar prevăd că acolo ne îndreptăm. Adrian Negrescu, mașinile și taxele și casele, vehiculele de lux, locuințele scumpe deținute de români, vor fi și ele taxate. De aici câți bani se vor scoate? Acolo cred că în primul rând e o problemă de constituționalitate. Nu poți să impui un impozit pe proprietate suplimentar față de cel existent în momentul de față. Probabil vor fi atacate la Curtea Constituțională la aceste decizii și vor avea câștig de cauză. Mi se pare o măsură caracter electoral și nimic altceva. Unul plus că nu vor aduce foarte mulți bani la buget, e doar o măsură care să susțină ideea asta, că știi că noi ne luptăm cu multinaționale, ne luptăm... Da, adică ne luptăm cu ăștia care fac banii în România, hai să le luăm banii. Nu va fi, e o măsură anticonstituțională. De ce să plătesc eu care am mașină de 75.000 de euro? Nu că aș avea, dar zic așa. De ce să plătesc un impozit în plus pe valoarea mașinii? Adică de ce nu toată lumea să plătească un impozit în funcție de valoarea mașinii? Vă mai întreb și pe dumneavoastră, domnule Aromițianu, și ultima întrebare pentru dumneavoastră. Dacă există surprize în ceea ce privește această asumare a răspunderii pe care și-o angajează domnul Ciolacu, caută susținere parlamentară și la UDMR, negociază și cu minoritățile. De ce? Pentru că e frică că s-ar putea moțiunea să treacă, pentru că mult liberal care nu se regăsesc în proiectul cu liste comune nu vor să voteze, știu că fac rău Partidului Național Liberal, s-ar putea și UDMR-ul să nu voteze pentru că vor avea mari probleme în teritoriu. Chiar și PSD-iști, să știți că nu vor să susțină această asumare pentru că au mari probleme în teritoriu. Iar legat de neconstituționalitate, o dublă impozitare a băncilor iar e considerat neconstituțional. Pentru că ca să impozitezi și profitul și cifra de afaceri, deja sunt două impozite. Puteau să introducă o supraimpozitare a profitului excepțional, adică profitul a obținut peste cel dinaintea pandemiei. Și cred că era un lucru corect, ceea ce se întâmplă și în alte țări, de exemplu Italia. Domnule Frumosu, în procente, la ce scumpiri să ne așteptăm față de scumpirile deja mari existente în magazine? Vorbesc despre mâncare, despre alimente. Să fiu sincer, mi-e și frică să spun și nici n-aș putea să dau o cifră foarte exact sau un procent foarte exact. De ce? Pentru că depinde de zona de care vorbim. Pe de o parte, dacă discutăm despre carne, începe să existe la nivel european nu o criză, ci pur și simplu o creștere a prețului la carnea de porc. Pe de altă parte, dacă discutăm despre produsele lactate, vedem că am început să importăm din ce în ce mai mult lapte și ne bate în joc de fermierul român care fie că îl vinde pe nimic și nu are niciun fel de beneficiu, fie că este obligat să-și închidă activitatea și închid fermele și își vând vacile foarte mulți fermieri în ultima perioadă. Deci dacă discutăm despre cereale, vedem ce se întâmplă. Este foarte adevărat, pe fondul acestei probleme cu Ucraina, prețul cerealelor a scăzut foarte mult, dar eu fac încă o dată o precizare și cred că este destul de importantă, lăsând la o parte principala influență negativă asupra fermierului român, ci discutăm despre calitatea cerealelor din Ucraina, multe dintre ele fiind și modificate genetic, iar acest lucru... Am înțeles, mă rog, aici să vedem, guvernul s-a angajat că nu va mai intra, că vor tranzita, dar nu vor rămâne în România. Vom vedea în ce măsură toate aceste încordări pe care le-am văzut din partea guvernului în ultimul timp și cu OMV-ul și cu cerealele, vom vedea cât se vor ține pe aceste poziții de forță. Domnule Matei, întorcându-ne la filmulețul pe care l-am văzut la începutul orei, prin care PNL vrea să arate lumii și țării că sunt cozi de cetățeni care bat la ușile partidului cu scrisoarea de adeziune în mână, chiar așa e? Oameni de la dumneavoastră din PSD se duc la PNL? Că noi știam că e invers. Da. Nu e greu să comentez un astfel de scenariu. Cert este un lucru, că filmulețul este total neinspirat. În 2023 să mai faci filmulețe cu bătutul la ușă când noi suntem în situația în care suntem, din punctul meu de vedere, puțin cam exagerat. Însă, repet, este doar strict problema celor din Gorj și a președintelui Iordache de acolo, PNL, sper să nu-i greșesc numele,
Din punctul meu de vedere, repet, cred că astfel de scenarii nu își au rostul și niciun caz nu trebuie să devenim actori pentru a face nu știu ce scenarii, că cineva vine la Partidul Național Liberal sau, mă rog, vine către Partidul Social Democrat sau către alte partide. Astfel de plecări sau veniri au fost și vor mai fi dintotdeauna, dar nu cred că trebuie să facem o știre din acest lucru. De ce ar mai bate cineva la ușa partidelor, Adrian Negrescu, astăzi? La ușa PNL-ului. Să le ceară justificări pentru creșterile de taxe. Eu pentru asta exact. Cred că ar trebui să batem la ușă. Adică să ne explice măcar ministrul de finanțe de ce a crescut, de ce cresc taxele în România, să vină cu niște calcule financiare exacte. Pentru că dacă cifrele astea se confirmă, faptul că reducerea bugetară, da, reducerea cheltuielor bugetare doar cu 631 de milioane de lei până la sfârșitul anului este realitate, înseamnă că e o bătaie de joc la adresa mediului de afaceri, care va trebui să suporte toată această creștere a fiscalității venite peste noapte și care va agrava și mai mult problemele economice. Dar vă dați seama că oamenii ăștia au niște bugete locale pe mână, bugete mari pe care le gestionează ei, așa cum i-am văzut în toată splendoarea lor. Adrian Negrescu. O, doamne, mi-e și greu să comentez această simulacru de ședință de partea. Dar dacă așa se întâmplă la PNL lucrurile, da, nu e de mirare că sunt în postura în care sunt și au ratingul pe care l-au în momentul de față. Da, liberali care să voteze creștere de taxe. Adică cam astea suntem, din păcate. Mulțumesc mult! Vă mulțumesc pentru intervențiile dumneavoastră. Facem o foarte scurtă pauză. Am aflat astăzi că tatăl dealerului lui Vlad Pascu a avusese, beneficiase de ordin de restricție împotriva propriului său fiu. Pentru a-l împiedica pe băiat să se mai apropie de el, s-a dus și a cerut ordin de restricție. Foarte penibile și aceste imagini. Tatăl lui Vlad Pascu fuge la propriu de jurnaliști. Astăzi trebuie să dea cu subsemnatul la poliție, este sub control judiciar pentru că a intrat cu scuterul în grupul de jurnaliști care l-aștepta săptămâna trecută la DICOT. Ne întoarcem cu aceste imagini după foarte scurtă pauză. Părinți care ajung să ceară ordin de restricție împotriva copiilor lor, copiilor drogați, pentru că se simt amenințați în preajma lor. Asta s-a întâmplat cu tatăl acestui băiat despre care presa a spus că ar fi dealerul lui Vlad Pascu, Maru, Tudor Dima, băiatul ăla care a devastat farmacia Spitalului Floreasca din București, cel care este reținut de asemenea. Tatăl acestui băiat se numără printre părinții care au cerut ordin de restricție împotriva propriului copil. Ăsta este copilul pentru care tatăl, împotriva căruia tatăl a cerut ordin de restricție. Și niște imagini, din nou, tatăl lui Vlad Pascu fuge din calea jurnaliștilor astăzi. El a fost nevoit să meargă la sediul poliției, să dea cu subsemnatul acolo, pentru că se află sub control judiciar, după ce a intrat cu scuterul într-un grup de jurnaliști săptămâna trecută la DICOT. Îi mulțumesc foarte mult doamnei Mihaela Săhlean Apetroaie, doctor psiholog și psihoterapeut. Bună ziua, doamna Săhlean, mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră. Este șocant să auzim că tatăl unui copil drogat cere ordin de restricție împotriva propriului fiu pentru că se simte amenințat. Mai devreme sau mai târziu, aici ajungi dacă la un moment dat în existența ta de părinte nu poți lua niște măsuri în așa fel încât să-i vii totuși în ajutor copilului tău la timp. De foarte multe ori problema aceasta a consumului de droguri este negată chiar de proprii părinți și este considerată un accident. Este o foarte mare diferență între accident și obicei. Este într-adevăr dureros pentru un părinte, pentru părinții în general, să realizeze că au un copil sau copilul lor consumă de mult mai mult timp droguri. Consumul de droguri este peste ce ne arată statistica, din păcate, și mai mult de atât este în creștere. Și probabil în curând sau într-un viitor nu foarte îndepărtat, consumul de droguri va fi considerat un obicei care să nu mai fie atât de
să spun așa, apreciat ca ceva atât de grav. De ce vor merge pe ideea că vor fi din ce în ce mai mulți? Cu toate acestea, cei mai mulți părinți, când află de copiii lor că au consumat droguri, sunt șocați. Este un șoc paralizant care nu le dă însă, din păcate, din nefericire, viteza spre a apela de urgență la specialiști și de a lua măsuri. Și cum se explică această întârziere? În primul rând, nu te aștepți. Crezi și ai o cu totul și cu totul altă imagine despre copilul tău, adesea imaginea pe care vrei să o ai sau în zona în care ai dori să o ai. Nu poți să-ți imaginezi că un copil căruia tu i-ai oferit tot ce ai putut mai bun ca părinte, poate să intre în grupuri și să consume. În foarte multe școli și foarte multe licee, aș spune în majoritatea lor, acest consum este ceva extrem de banal. Nu este așa cum li s-ar părea unora ceva care ar ține de un eveniment. Vor să creadă cei mai mulți părinți ipoteza accidentului, ceea ce la o vedere mai profundă putem să remarcăm că nu este un accident la cei mai mulți, este un obicei și atunci trebuie intervenit destul de repede. Acel copil mai poate fi salvat. Dacă tu lași un copil să consume droguri ani de zile, probabilitatea ca lui să-i fie bine la un moment dat scade pe măsura timpului ce trece. Este destul de logic acest lucru. Ajutorul specializat trebuie să fie la timp, recunoașterea problemei se poate întâmpla aș spune nu chiar oricărui părinte, dar se poate întâmpla foarte multor părinți și trebuie să fim conștienți de asta, pentru că orice copil interacționează, orice copil are diferite grupuri de interacțiune, indiferent ce îi spui și cum îi spui acasă, un copil nu va trăi izolat. Deci va trebui el, copilul, să știe să spună nu unor tentații. Doamna, recunoașterea... cariera dumneavoastră de psiholog, au fost, nu știu, părinți care, pe care i-ați simțit ca fiind copleșiți de problemele cu drogurile ale copiilor lor? Da, am avut părinți excedați de problemele copiilor și am avut și situația, de exemplu, părinți de doi copii, un copil olimpic, un copil cu rezultate extraordinare și celălalt copil pe la secții de dezintoxicare. Deci există și au primit aceeași educație în același mediu. De aceea vă spun, contează foarte mult interacțiunea copilului. Contează să știi să recunoști problema cât mai devreme, să stabilești cât se poate de obiectiv dimensiunea problemei cu care te confrunți, să ai o strategie pentru rezolvare, iar motivația este necesar să aparțină și sau în primul rând consumatorului, nu doar părinților. Părinții sunt foarte importanți ca sprijin, este foarte adevărat, dar și motivația sau în primul rând motivația consumatorului este de a se face bine, contează cel mai mult. Se întâmplă să fie copii care înduioșați de rugămințile părinților să-și dorească să se îndrepte, să îndrepte situația, să renunțe la droguri, doar pentru că părinții îi roagă și pentru că ei simt că părinții suferă din cauza asta? Răspunsul meu, nu vreau să vă negureze ziua în niciun caz. Dacă acel copil este la început, răspunsul poate să fie și afirmativ. Dacă vorbim de un consum de 6-7 ani de zile și părintele de-abia a aflat de o săptămână, 2-3, probabilitatea este destul de mică. Mulțumesc foarte mult, doamna Săclean, pentru această intervenție a dumneavoastră. Vă reamintesc că, potrivit ultimelor informații, tatăl lui Tudor Duma, prietenul lui Vlad Pascu, cel pe care l-ați văzut devastând farmacia Spitalului Floreasca din București în căutare de droguri, avusese ordin de restricție împotriva propriului fiu. Urmează în câteva minute jurnalul orei 15. Vin ultimele știri de la Gabriela Mihai. Te ascultăm, Gabi.
Bun găsit, Laura, de la ora 15 o să vorbim despre o operațiune de amploare a DIICOT împreună cu Poliția Română. Este vorba de peste 120 de percheziții la o grupare specializată în operațiuni cu dispozitive de vapat și dulciuri cu efecte psihoactive. Acestea pun în pericol viața persoanelor care le consumă, iar cercetările în dosar arată că există o creștere exponențială în rândul tinerilor, mai ales în zona școlilor și a liceelor, acolo unde consumul de produse astea de tip vape au în compoziție și astfel de substanțe psihoactive și este un consum foarte mare. Tot în jurnalul orei 15 o să vorbim și despre consecințele măsurilor fiscale care au fost publicate și, bineînțeles, și despre cum Marcel Ciolacu caută în aceste momente sprijin și la fostul partener de coaliție, UDMR, și, de asemenea, vom aborda și subiectul crizei de medicamente compensate, pentru că la ora 15 și 30 de minute are loc o întâlnire între reprezentanții farmaciștilor și reprezentanții CNAS pentru a rezolva această problemă. Ne revedem de la ora 15 fix. Laura? Urmărim jurnalul. Gabriela Mihai, mulțumesc foarte mult pentru aceste titluri. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Ne revedem mâine de la ora 13 la News Pass. Să aveți o după amiază liniștită.